În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Arătat-o s-a astăzi plină de lumină și de desfătare, prea sfânta înjumătățire a învierii Mântuitorului, ca o amiază strălucitoare, luminând lumea cu harurile dumnezești, că purtând făcliile minunilor învierii lui Hristos, umple de lumină semnele nestricăciunii și arată de mai înainte înălțarea la cer. Luminează venirea Duhului cea mult dorită, prăznuirea cea prea luminată a prea cinstitei cinzecimi. Pentru aceasta, dăruiește și sufletelor noastre pace și mare milă. Ca un râu al dumnezeștii slave, acum, la înjumătățirea praznicului, dăruind tuturor valuri de milostivire, Domnul strigă: cei însetați, veniți la mine și beți, că El însuși fiind izvorul dragostei și noianul milei, izvorăște lumii iertarea, spală greșelile și curățește bolile, mântuiește pe cei ce prăznuiesc învierea Lui, acoperă pe cei ce cinstesc cu dragoste înălțarea Lui într-o slavă și dă sufletelor noastre pace și mare milă. În mijlocul templului stând Dumnezeu cel nemărginit și Domnul, că Dumnezeu era din fire, măcar că om făcându-se pentru noi, s-a arătat mărginit cu trupul, izvorăște tuturor cuvinte de viață curgătoare, zicând: curățiți-vă sufletele și vă răcoriți de văpaia patimilor, nimeni să nu se lipsească de această băutură oamenilor, că dăruiesc dumnezeescul dar al nemuririi și al bunătăților și părtaș al împărăției va fi împreună cu mine ziditorul și se va proslăvi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. La jumătățirea zilelor dintre praznicul învierii tale, Hristoase, și cel al dumnezeieștii veniri a Sfântului tău Duh, adunându-ne, lăudăm tainele minunilor tale, întru care trimite-ne nouă mare milă. Pomul neascultării a odrăslit moarte lumii, iar lemnul crucii viață și nestricăciune. Pentru aceasta ne închinăm ție, Domnului celui răstignit, să se însemneze peste noi lumina feței tale, Doamne. Către tine, cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Cu crucea ta, Hristoase Mântuitorule, puterea morții s-a dezlegat și înșelăciunea diavolului s-a zdrobit, iar neamul omenesc, prin credință, fiind mântuit, cântare ție totdeauna aduce. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare. Mare este puterea crucii tale, Doamne, că s-a înfipt într-un loc și lucrează în lume și a arătat din pescare apostoli și din păgâni mucenici ca să se roage pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. La înjumătățirea praznicului, mai înainte de patima și de slăvita ta înviere, Doamne, ai învățat bunule în templu pe iudeii cei neascultători și pe farisei și cărturari și ai strigat către dânsii, cel însetat, să vină la mine și să bea, cel ce crede întru mine, râuri de apă vie a dumnezeescului Duh vor curge din pântecele lui. O, negrăită înțelepciunea cunoștinței tale, cela ce toate le plinești, Doamne, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cruce și moarte de voie primind, a pătimii, în mijlocul zidirii ai înfipt crucea, când ai voit, ați spironi, Mântuitorule, trupul tău, atunci și soarele, razele și-a ascuns. Acestea și tâlharul văzând pe cruce, te-a lăudat pe tine strigând: pomenește-mă, Mântuitorule, și crezând, a dobândit raiul.
răstignirea cea necuprinsă cu mintea și învierea cu neputință de înțeles, le propovăduim noi credincioșii ca pe o taină negrăită, că astăzi moartea și iadul s-au zdrobit și pământenii într-o nestricăciune s-au îmbrăcat. Pentru aceasta, cu mulțumită strigăm ție, slavă învierii tale, Hristoase! Bărbăția statorniciei voastre, prea lăudaților purtători de chinuri, a biruit meșteșugirile vrăjmașului, începător al răutății. Pentru aceasta v-ați învrednicit fericirii veșnice. Și rugați-vă Domnului să mântuiască turma iubitorilor de Hristos, ca cei ce sunteți mărturisitori ai adevărului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Toiac puternic dobândind crucea Fiului Tău, născătoare de Dumnezeu, cu dânsa semețiile vrăjmașilor le surpăm, cei ce cu dragoste pe Tine neîncetat te mărim. Apa înțelepciunii și a vieții izvorând lumii, pe toți chem, Mântuitorule, ca să scoată râuri de mântuire. Ca dumnezeiasca ta lege, primind-o credinciosul, stinge cu dânsa cărbunii șelăciunii. De aceea nu va înseta în veci, nici nu va mai flămânzi de Tine, Stăpâne, Împărate Ceresc. Pentru aceasta slăvim puterea Ta, Hristoase Dumnezeule, cerând să trimiți din destul iertare de greșeli. Pentru aceasta slăvim puterea Ta, Hristoase Dumnezeule, cerând să trimiți din destul iertare de greșeli robilor Tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Din pisma celui rău am fost izgonit din raiul desfătării, căzând cu cădere cumplită, ci numai trecut cu vederea Stăpâne, că luând pentru mine firea mea, Te-ai răstignit și m-ai mântuit și la slavă m-ai adus, izbăvitorul meu, slavă Ție! Veniți toate neamurile, cunoașteți puterea tainei celei înfricoșătoare, că Hristos, Mântuitorul nostru, Cuvântul Cel dintr-un început, s-a răstignit pentru noi și de voie s-a îngropat și a înviat din morți, ca să mântuiască toate, acestuia să ne închinăm. Veniți toate noroadele să cinstim pomenirea sfinților purtători de chinuri, că priveliște făcându-se îngerilor și oamenilor au primit de la Hristos cununa cea de biruință și se roagă pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. La înjumătățirea praznicului Paștilor, Te-ai suit în mijlocul templului, Mântuitorul nostru, și stând în mijlocul mulțimii, îi învățai pe ei cu îndrăzneală și ziceai: Eu sunt lumina lumii, cel ce mi urmează mie nu va umbla într-un tuneric, ci va avea lumina vieții celei nemuritoare. Întreg, cu Dumnezeu fiind cuvinte și vrând să mă izbăvești de greșeli, pe mine, cel pierit, Te-ai unit cu mine, iubitorule de oameni. Adu-ți aminte de biserica Ta pe care ai câștigat-o dintr-un început. Încetat-a umbra, că iată, Mesia a făcut să strălucească harul în mijlocul praznicului, ca pe un alt luceafăr. Iar Dumnezeu, Împăratul nostru mai înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Veniți cu bună credință, cei ce doriți să beți din apa vieții, strigata Mântuitorul meu, și sorbiți darul, veselindu-vă dumnezeiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Să ne curățim ascunzișurile cugetelor și să aprindem candelele sufletelor, ca să vedem pe Hristos, viața, sosind în locașul cel sfânt, pentru mulțimea bunătății sale, ca să biruiască pe vrăjmașul și să mântuiască neamul nostru prin patima crucii și prin înviere, către care să strigăm: Doamne, Cel ce ești necuprins cu mintea, slavă Ție!
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale și ale tuturor sfinților Săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin.